că frații în vârstă aveau o vorbă. Să ne ținem de Dumnezeu cu amândouă mâinile. Și nu era expresia asta. Dar adevărul este că Dumnezeu se ține de noi cu amândouă mâinile. Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. V-am purtat și vreau să vă sprijin și să vă mântuiesc că dacă nu ne-ar ține Dumnezeu și ne-ar lăsa în voia minții noastre blestemate, ar fi vai de noi. Dar avem un Dumnezeu care vechează asupra căilor noastre și care îi pasă de noi. Și când l-am dezamăgit, a rămas lângă noi. Și când l-am părăsit, a venit după noi. Și când inima noastră a fost neagră, Domnul a rămas lângă noi. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Profetul Isaia, așa cum am spus, este supranumit Evanghelistul Vechiului Testament. Nimeni n-a vorbit mai mult în Vechiul Testament despre Isus Hristos ca și Isaia. A prorocit 60 de ani de zile. A fost căsătorit, a avut doi copii. A scris 66 de capitole. Exact câte cărți are Biblia. Și aceste 66 de capitole sunt împărțite exact ca și Biblia. 39, Vechiul Testament, 27, Nou Testament. 39 de cărți de alea sub vechiul legământ, Ma. vai de tine, vai de tine, Asiria, vai de tine, vai de tine. Și următoarele 27 de capitole, respectiv capitolul 40 la 66, zici că ești în nou legământ. Mângâiați, nu te tem că eu sunt cu tine, izgonește-ne liniștea. Este împărțită exact ca și Sfânta Scriptură. Este cel mai mare proroc din canonul Vechiului Testament. Ceea ce a fost Beethoven în lumea muzicii, Shakespeare în lumea literaturii, Spurgeon în lumea predicării. Isaia a fost liderul prorocilor din Vechiul Testament. Un om un om folosit de Dumnezeu cu putere extraordinară, care a prorocit pe vremea mai multor împărați. A sfârșit într-un mod foarte oribil. Mănase fiul lui Ezechia, spune Biblia, că l-a luat și istoria spune că l-a luat și l-a tăiat în două cu ferăstrăul. Pentru că a spus, tu nu ești ca taică, tău, tu trebuie să te pocăiești. Și l-a pus într-o două scânduri și l-a tăiat ca pe un sandwich. Se pare că la asta se refere Evrei, capitolul 11, cu versetul 37, era când mă înșel unde Biblia spune că unii unii prin credință, zice, au fost tăiați în două cu ferăstrăul, referindu-se la cine? La Isaia, prorocul acesta care 60 de ani de zile a prorocit cuvântul lui Dumnezeu și a chemat poporul lui Dumnezeu la pocăință. Capitolul 46 este un capitol excepțional. Un capitol care arată dragostea necondiționată a lui Dumnezeu față de om. Capitolul 45, Isaia prorocește că va veni un împărat pe nume Cir, care va elibera poporul Israel sau poporul iudeu de sub robia babiloniană. Și acum vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Să vedeți ce profet mare a avut Dumnezeu, dar ce Dumnezeu mare avem noi. Isaia prorocește și spune, va veni împăratul Cir, care va elibera pe poporul meu din robia babiloniană. Împăratul Cir nici nu era născut. El prorocește asta cu sută, mai bine de 100 de ani de zile. Cum se va chema împăratul care va veni și va elibera pe poporul Israel, care încă nu era în Babilon? Are Dumnezeu proroși care vorbesc la milimetru, da sau nu? Deci, repet, împăratul Cir încă nu existase. Și Isaia prorocește cu peste 100 de ani înainte. Se va naște unul și îl va chema Cir și va fi împăratul Persiei. Și se va duce în Babilon unde poporul ăsta va merge și va elibera după cei 70 de ani de zile. Și îi va aduce pe arim de vulturi înapoi în țara asta. Mare Dumnezeu avem. Și prin asta înțeleg un singur lucru, frați și surori, că Dumnezeu este în controlul vieților noastre. Orice ți se întâmplă în viață să nu uiți că ești sub privirile atente ale Lui Dumnezeu. El știe sfârșitul vieții tale înainte de a începe toate zilele mele erau rânduite, zice Biblia, mai înainte să fi fost vrâna din ele. Dumnezeu e în control și până pere din cap, zice Biblia, tot să numărați. O vrabie nu cade fără voia stăpânului. Și iată pe Isaia cum prorocește despre acest Mesia, Cir, adică salvatorul poporului Israel, prin care Dumnezeu va zdrobi babilonienii, va zdrobi pe Nebucanețar, pe Belșazar și va scoate poporul ăsta cu mână tare și cu mână puternică, lăudați să fie Dumnezeu. Poporul Israel a ajuns acolo. Și acum ascultați, Bel se prăbușește, nebo cade, el vede prin Duhul, bel se prăbușește, bel șațar, bel de la bel șațar, nebo de la nebucanețar, doi Dumnezei care după ce au murit au fost zeificați împărații ăștia și au fost, au fost zeități cărora li se ducea ofrandă. Și babilonii n-i spuneau, a, ăsta e Dumnezeul nostru puternic, nebo și bel, belșațar și nebucanețar, zeu soare și prorocului. Mai tare ca Jehova. Câte de atâția zeci de ani de zile vă ținem aici în robie? Na, Jehova vostru vă poate scăpa. Și întotdeauna insulta poporul lui Dumnezeu și zicea, uite ce slab e Dumnezeul vostru. Belșațar, nebucanețar, zeu soare, belus, ăștia sunt Dumnezei puternici. A fost, e slab, zice. Și Isaia vine și îi spune așa, ascultă-mă Israel, când vei ajunge acolo, tu să nu te temi de nimic, că bolovanii ăștia, bel și nebo, care vor fi poleiți cu aur, ascultă-mă, vor cădea, spune Biblia, vor fi puși pe vite dobitoacele astea și vor fi duși de împăratul Cir în Persia. Dar de ce va duce bolovanii aia în Persia? Ce să facă cu ei? Pentru că erau plini de aur și de argint de aia. Și pentru că Dumnezeu ăștia erau atât de mult aur pe ei, o zis Cir, na, nu se poate să-i lăsăm aici. O să-i punem pe vite și o să-i tragem și o să-i ducem până la noi acolo. Și Domnul vine și anunță poporul Israel. Când vei ajunge cu alte cuvinte acolo, tu să nu te temi de, de niște bolovani, poleiți cu aur, că ăștia vor cădea. Nu te lăsa intimidat de insultele care ți se aduc, pentru că acești Dumnezei nu se pot căra pe ei înșiși, cu atât mai mult nu poți să care poporul pe care îl slujește. Dar Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu diferit. Este un Dumnezeu care te poartă pe brațe. Este un Dumnezeu care spune: Te-am purtat și vreau să vă mai port. El este singurul Dumnezeu adevărat în cer și pe pământ, slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Suntem în această seară aici să spunem că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu. Bel și nebo se vor pleca înaintea lui, vor cădea odată. Lucrurile care te-au speriat, fricile care te-au speriat și te-au ținut rob vor cădea odată. Și va veni Hristosul. Mi se pare că așa, când citești cartea Isaia, când vorbești Biblia despre Cir, care a fost un fel de Mesia, salvatorul poporului Israel, parcă în paralelă așa a venit Isus Hristos mai târziu. Și a venit în lumea asta păcătoasă și ne-a salvat de sub puterea, de sub puterea întunericului. Prin moartea Fiului Său, prin Isus Hristos, slăvit să fie în numele Domnului. Și în seara asta suntem aici să ne încurajăm. Dimineața a fost cina Domnului. <coughs> Să ne încurajăm cu versetul 4 care spune V-am purtat pe brațe, zice stare, și vreau dimineața să cânta cântarea asta. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Spuneți-mi ce promisiune mai plină de mângâiere poți să găsești. Israel, așa cum ești de încăpățânat și de rău, te-am de purtat, zice, de la nașterea ta și până la bătrânețea ta eu voi fi același. Eu nu mă schimb până la cărunțelele tale, zice, te voi sprijini. Te-am purtat și vreau să te mai port. Frați și surori, avem un Dumnezeu de aproape. Un Dumnezeu al începutului. Un Dumnezeu al sfârșitului. Un Dumnezeu al prunciei. Un Dumnezeu al tinereții. Un Dumnezeu al vârstei mijlocii. Un Dumnezeu al bătrâneții. Care promite că ne poartă și vrea să ne poarte până când? Până când vom ajunge în brațele lui Iisus Hristos. Dumnezeu promite că El nu ne lasă la mijlocul drumului. Dorm, nu rămâne cu noi. No. Și haideți să fim sinceri, frați și surori. De atâtea ori l-am dezamăgit pe Dumnezeu. În tinerețe, păcatele tinereții. La vârsta mijlocie, competiții, invidii de alea spurcate. La bătrânețe, uri, amărăciuni, nu uita anumite cuvinte. Și zice Biblia, știu, Israel, că ești încăpățânat, are. Știu, știu. Deci, uite, vreau să vă mai port. Și spuneți-mi, dacă n-ar fi fost mâinile lui Dumnezeu să ne poarte, câți dintre noi am fi fost aici? Cât? De câte ori l-am dezamăgit pe Dumnezeu și totuși Dumnezeu a zis, vreau să, să port de grijă în continuare. În El avem viața, mișcarea și ființa. De câte ori te-a te cutremurat ispita și totuși ești în picioare? De câte ori ai fost în bătălie cu frica și cu necredința și totuși ai fost protejat de mila lui Dumnezeu? De câte ori ai fost în partea cea mai neagră a bătăliei și totuși ești astăzi în casa lui Dumnezeu? De câte ori nu te-a pus ispita la colț și știai că nu mai e nicio scăpare? Și parcă Dumnezeu, ca printr-o minune, a deschis o fereastră, ca în cazul lui Pavel, și a fost lăsat pe fereastră în jos, când a supritorii, au zis, gata, l-am prins. Și Dumnezeu a găsit un mijloc ca să ieși din încercare. De câte ori nu l-ai dezamăgit pe Dumnezeu când gura ta a vorbit împotriva inimitale? De câte ori darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat au fost umbrite de necredință și de, și de îndoielile tale? De câte ori te-ai îndoit de Dumnezeu când nu aveai niciun motiv să te îndoiești de Dumnezeu? Și cu toate astea, cu toate astea, Dumnezeu te-a purtat pe brațe. De câte ori ai vrut să fugi de Dumnezeu și ai fugit și Dumnezeu a venit după tine? Cum zice Biblia în Osea 2,6, la poporul Israel, încăpățânatul ăsta de popor. Deci, uite ce fac cu tine. De aceea, îți voi asupa drumul cu spin, că știu că vrei să fugi. Îl voi asupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. Să-l oprezi din nebunia lui. De câte ori l-ai ispitit pe Dumnezeu și l-ai provocat pe Dumnezeu. Și cu toate astea, Dumnezeu a ales să te poarte pe brațe. Și în seara asta să te uiți la Dumnezeu să spui, Doamne, ce bun ai fost cu mine. Nu-ți rămâne decât să spui, Doamne, de unde-ai răbdare? Și inima ta trebuie să trebuie să alte să spună: Hristos m-a susținut. În toată călătoria asta, în deșertul lumii acesteia, în drumul greu și aspru câteodată, cu beșici de alea în picioare, cu picioarele umflate datorită unei călătorii grele și pline de ispite. Iată că Dumnezeu te-a susținut și ți-a dat putere să perseverezi pe calea asta și să mergi până la capăt și să te duci până în slavă, până în gloria lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu pur și simplu s-a simple volunte. Așa o hotărât El să te iubească. A ales Dumnezeu să te iubească și să-ți arate bunătate în ciuda falimentelor tale și în ciuda falimentelor mele. Spuneți-mi, bun Dumnezeu. E bun Dumnezeu. Ăsta e, Dumnezeu. e Dumnezeul cu care noi ne lăudăm astăzi. Și dulceața asta Harului, care Dumnezeu ne-a arătat-o în toți anii aceștia, nu depinde de familia ta, de banii tăi, depinde pur și simplu de harul lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Vei recunoaște oare în seara asta că ești un monument al harului lui Dumnezeu? Și un monument al harului lui Dumnezeu. Te-am purtat pe brațe <coughs> și vreau să te mai port. Dar de ce, Doamne? Că eu am zis lui Dumnezeu, am zis de mai multe ori, am zis, Doamne, dacă aș fi Dumnezeu în locul tău și aș vedea un Gabi Florus pe pământ și l-aș o dată de două ori, de o sută de ori, hai să fiu bun de o mie de ori. Doamne, Tu m-ai iertat pe mine nu de sută, nu de 1000 de ori. Și ori de câte ori am venit la tronul Harului, fără programare, la două noapte, dacă m-am dus la patru, oricând am dat la ușa îndurării, am avut de-a face cu un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Doamne, ce bun ești tu! Dragostea lui ne strânge la oaltă, așa -i? Nu mânia lui Dumnezeu, ci dragostea lui Dumnezeu ne strânge la oaltă. Vei recunoaște lucrul ăsta? Sau ești prea arogant, prea aroganțit că să spui, ai, nu, nu, eu, eu, eu am făcut. Lasă-ți de o deoparte și spune, Doamne, dacă sunt în picioare, e că e harul tău, Doamne. E harul tău, Doamne. Mai purtat pe brațe când eram nebun, când voiam să renunț la credință, când am vrut să fug de tine, Doamne. Tu ai fost pe urmele mele și mi-ai zis, nu te las, am să te port. Am să te port și vreau să te mai port. Erau că aminte de acel vis pe care un frate l-a avut. Este un vis foarte cunoscut. Erau două urme pe nisip. Și în visul ăla omul spunea, Doamne, uite-te, aici sunt urmele mele, aici tale. Ce fain, cum mergeam noi amândoi. țin minte perioada aia când eram așa bine cu tine, ce fain, și dintr-o dată a venit o prăpastie și s-a văzut numai o urmă de om. Și când s-a uitat acolo, a zis, Doamne, vezi? Asta sunt urmele mele. Când eram la greu, acolo mai ai lăsat și tot am plâns și a Unde ești? Și mai ai lăsat la greu, mai ai lăsat singur. Și a auzit o voce și a zis, Nu, alea sunt urmele mele. Tu erai în brațele mele. Și aceasta este realitatea, frați și surori. Că dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Dacă vei trece prin ape, apele nu te vor îneca. Domnul a promis că ne va purta pe brațe. Și vreau să vă mai port, spune Biblia, slăvit și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Deci mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin Isaia poporul Israel, vine și spune, nu te teme de bel și nebo. Nu te teme. Nu te teme. Pentru că orice genunchi se va pleca înaintea mea, și bolovanii vor cădea. Va veni împăratul Cir și asta era obiceiul. Când venea împăratul și cu o cetate, prima dată ce făcea? Dărma Dumnezei și punea Dumnezeii lor. Ca să arate întregii lumi că Dumnezeii lui îți mai tari decât, împăr decât Dumnezeii cetății care a cucerit-o. Și va veni, zice împăratul ăsta și va face praf. Nu te teme, nu te teme, nu te teme. Știți că noi avem o expresie. și nu te fi tă cu frica în spate. Tă cu bel și nebo, zic eu acum. Nu te fi tă cu frica în spate. Și că toate aceste frici și imaginații păcătoase trebuie să cadă? Așa zice Biblia. Bel se prăbușește. Nebo cade. Te-ai de niște uh, bolovani poloisc, poloisc cu aur, că i-au pus ochi și gură și nas, ca niște sperietori de ciori într-un ogor de castraveți, spune Isaia, spune Ieremia. Și ce te muzici de așa ceva? Deci, dar nu te teme, zice. Ăștia nu se pot căra pe ei înșiși. Eu sunt Domnul care am făcut cerul și pământul eu v-am purtat pe brațe și vreau să vă mai port, spune Biblia, Lăudați să fie Domnul. Uită-te să vezi care bel și nebun viața ta, lucruri care te spere. 99% din lucruri de care te temi nu se vor întâmpla niciodată, doar în capul tău. Stai cu frică de acolo, te gândești de... Biblia nu te teme. Zbolovan! N-au cum, n-au ce să-ți facă. Nu te teme. Și parcă Dumnezeu așa un pic mânios vine și spune în versetul 8, 4, 6 cu 8, Țineți minte aceste lucruri! Fiți oameni! Veniți-vă în fire păcătoșilor! După ce? Versetul 6 Ei varsă aurul în pungă, cântăresc argintul în cumpănă, tocmesc un argintar După ce spune, bă, dar de cine vă temeți voi? Vă temeți de cuvintele babilonienilor care spun că, oh, nebucanezar, ăștia asta, Mercur, Jupiter, ăștia supranumiți, în... ăștia sunt Dumnezei adevărat, eu soare, nu, no, ce e Jehova. Zice, veniți-vă în fire, zice Biblia. Nu te mai teme de închipuirile acestea care sunt niște bolovani, pictați. Temete de Domnul care te-a purtat pe brațe și vrea să te mai poarte, Lăudați să fie Domnul. Care e frica care o duce în spate? Care bolovanul care îl duce în spate? Roman, capitolul 8, Biblia spune așa, Dumnezeu, cu versetul 15, Voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, și ați primit un duh de adopție, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de robie. Gata cu robia, de ce? A venit Iisus Hristos, frate și sălări. Și când a venit Hristos, spune Biblia, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară. A ieșit biruitor asupra lor prin cruce și ne-a eliberat de orice robie. Credeți lucrul ăsta, frați și surori? Ar trebui să sărbătorim, să spunem, Doamne, mulțumesc pentru brațele tale care mă țin. Brațele tale stăpunse, Doamne. Tu ai cărat păcatele mele la cruce, Tu ai cărat bolile mele la cruce, Tu le-ai purtat asupra, asupra Ta și, Doamne, arunc toate îngrijorările asupra Ta, Doamne. Doamne, eu nu primesc duh de robie ca să am frică, Doamne. Eu nu mai cred în bal, în, în nebo, în, în, în închipuirile acestea, Doamne. Doamne, aleg să cred în Tine. Mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin Isaia este următorul. Israele, nu te teme. Mesajul pentru noi este următorul. Hristos a biruit toți dragonii, toți dinozaurii, le-a zdrobi capul șarpelui, spune Biblia, de aceea zice Biblia, nu te teme. Hristos este biruitorul. Lăuda să fie Domnul. Amin, frate și sorori? nu te teme te-am purtat, dragostea mea este cum? Constantă. Eu sunt același. Uite-te la soare cu alte cuvinte. Nu s-o schimbat de mii de ani. Uite-te la pământ, uite-te la lună, la stele. Uite-te la copaci care țin mai mult de 70 de ani, sute de ani alții. Uite-te la Biblie care nu se schimbă, aceleași adevăruri valabile de mii de ani de zile. Cu atât mai mult eu ca Dumnezeu, eu nu mă schimb. Eu sunt același, spune Isaia 46 cu versetul 3 și 4. Eu sunt același, eu sunt același, te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. Frați și surori, în seara asta ne rugăm ca orice gând să-l facem robă ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10 cu Biblia spune așa. 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții. Ce înseamnă izvodire? Imaginație. Închipuirile minții. Bel! Nebo! Să cadă. Sunt -mi minciuni. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând, zice stare. să facem rob ascultării de Hristos. Să te uiți în Biblie, să zici ce zice Biblia despre asta. Aha. Ce zice Satana. Ce zice Bel și Nebo. Mincii, ha nosurile să-i spui. Diavolul ești un mincinos. Diavolul ești un mincinos. Eu cred în Hristos. El a promis că mă poartă și mă va purta până în veșnicie. Lăuda să fie Domnul. Frați și sorori, Biserica Domnului nu trebuie să fie o turmă de o speriată. Pentru că avem un Hristos care a biruit toți lupii. I-a biruit pe toți. I-a biruit. Și ce fac? Mă ascund în Hristos. Nu te pierd în desnădejde când te încearcă vreo orgie. Domnul poate să prefacă întristarea în bucurie. Crezi lucrul ăsta, frate și soră? Toți suntem aici că Domnul ne-a purtat pe brațe. Amin. Amin. Domnul ne-a purtat și Domnul promite că ne va purta în continuare. Lăudați să fie Domnul. Și primul mesaj este: Nu te teme, nu te teme. Nu lăsa ca frica, nu, nu du frica, nu-l du pe bal și pe nebun în spate. Nu sunt tipuiri. Nu crede. Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Chemoș, spune Biblia, va merge în, în, în robie. Zeu Chemoș. Bel și Nebu vor pleca în robie. Eu sunt domnul și eu nu mă schimb. Eu am făcut cerul și pământul. Frașii și surori, să crede mai tare pe Dumnezeu decât pe satana. Amin? Amin? Doi. Al doilea mesaj este următorul. Unu. Nu te teme. Nu te teme. Hristos a biruit. Hristos a biruit. Și noi suntem urmașii lui Hristos. Doi. Dumnezeu îți va purta de grijă. Este limbajul de mamă, zice, v-am purtat, zice, de la obârșia voastră, de la nașterea voastră <coughs> și până la bătrânețea voastră. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Acum, să fim sinceri, no offense pentru mame. O mamă cât poate să poarte copilul? 5 ani, 10 ani, 15 ani? După care, hai să fim serios, nu mai poate nici nu? După care copiii trebuie să ajute, zice Biblia pe părinți, că ei îmbătrânezi, ei slăbesc. Nu poți să-i ducă pe copii până la 60 de ani, tot să-i ducă. Nu poate. N-ai cum. Mai ales dacă ai mai mulți. N-ai cum. Copiii se întăresc și apoi ei trebuie să ajute. Dar Dumnezeu zice, auzi, eu sunt mai bună ca o mamă. Mama merge câțiva ani, săracă, cum poate, dar după aia slăbește. Dar uite de la mine, eu sunt mai bun ca o mamă. Că eu zice, vă iau de la o de la naștere, și până la bătrânețe, rămâi tot pruncul meu și umerii mei nu slăbesc. Rămân la fel de puternici. Rămân o mamă continuu pentru voi. Eu nu o să slăbesc în timp. Și am să vă port și vreau să vă mai port slăvit să fie Domnul. Amin? Este Dumnezeul nostru. Deci când zice Biblia, Dumnezeu este ca o mamă. Este un limbaj antropomorf. Adică un limbaj omenesc ca să înțelegi inima, lui Dumnezeu. Dar sigur că Dumnezeu nu e ca o mamă. Dumnezeu e mult mai mult decât o mamă. Când zici Dumnezeu e bun, nu e greșit. Și se compară cu o mamă, dar Dumnezeu e... E tot bun. El nu-i bun. El e tot bun. Dumnezeu ca o mamă. Dar o mamă mai este și răuță câteodată. E imperfectă. Dar Dumnezeu nu are niciun cuvânt în limbajul nostru omenesc de bunătate mai presud decât cu cuvântul mamă. Dar cu alte cuvinte zice, nu, eu sunt mai bun și ca o mamă. De aceea încrede în mine. Aruncă-te în brațele mele. Vreau să te port. Israele, vreau să te port. Lăudați să fie numele Domnului. Zice Biblia așa, în Cartea Faptelor Apostolilor. Capitolul Capitolul 13, versetul 18. Timp de aproape 40 de ani, fapte 13 cu 18, le-a suferit purtare în pustiu. Eu am purtat Dumnezeu pe brațe. Cât timp? Păștea. De 10 ori m-au ispitit. Eu am purtat Dumnezeu. Câți ani? 40 de ani. 40 de ani. Uitați cum se prezintă el, Deuteronom, capitolul 1, versetul 31. Deuteronom 1 cu 31. Apoi, în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat. Cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ai făcut, până la sosirea voastră, în locul acesta? Versetul 32. Măcar că, cu toate astea, n-ați avut încredere, dar de ce eu v-am purtat? ca un tată care își poartă pruncul. Nu că ai fost tu bun. Și acum hai să ne uităm la noi. Hai să ne uităm de câte ori l-am falimentat, falimentat, în ascultat de Dumnezeu. Hai să lăsăm legalismul deoparte. Eu, țară cu tău, eu n-am eu n-am Lasă N-ai păcatul ăla. Ai păcate, dar rafinate. Și vină și spune înaintea Domnului, Doamne, dacă sunt în picioare, e că Tu n-ai renunțat la mine, Doamne. Mai ai purtat și vrei să, vă mai, să mă mai porți. Te uiți la Dumnezeu și zici, Doamne, de unde atâta răbdare? Și atunci dai, dai, dai tot creditul lui Hristos. Hristos a promis, voi fi cu voi în toate zilele. Știți că asta este o promisiune necondiționată? Zice Biblia, eu voi fi cu voi în toate zilele. Da, ești rău. Dacă ai prung rău, tu care ești tate imperfect, și-o făcut bocni, renunți la el. Fratele meu s-a 16 ani în pușcărie. Da? Tatăl o zis așa, dacă ajungi în pușcărie, că am scăpat de poliție de atâtea ori, dacă ajungi în pușcărie, eu noi, mi are niciodată la tine. Gata, zice. Deci tot, tot mă bag să, să păi, te scot. Păi oprește-te! Ghiciți cine a fost primul care s-a dus la pușcărie la fratele meu? Tati! Ce sânge din sângele meu, nu, nu pot, de -a ce mâncoare? Și dacă un tată imperfect are o așa inimă pentru pruncul lui, care face bazaconii, Israele, măcar că tu ai făcut asta, te-am purtat, zice, și vreau să vă mai port. Și această bunătate a lui Dumnezeu nu este un îndemn la abuzat de bunătatea lui Dumnezeu, ci este un îndemn că bunătatea lui ne îndeamnă la ce? Zice stare? La pocăință. Deci pur și simplu te uiți la Dumnezeu și zici, Doamne, cum ești așa bun, Doamne? Cum ești așa bun? Când noi avem vorba aia românească. Rea, rea, n-ai ce face, asta e. O odată-l ieri, zice Ador, mh. A treia oară, nu-i mai om cu mine. Bine că nu a făcut Dumnezeu cu tine așa. Că dacă făcea așa, era mormânt de la cinci ani. Ce bine că nu ești tu Dumnezeu, că ar fi vai de noi atunci. Ce bun e Dumnezeu! Și bunătatea asta mă îndeamnă, repet, la ce? Să mă gaz de crucea lui Hristos. Să mă duc să văd bunătatea, dragostea lui exprimată la maxim unde? La cruce. Că Dumnezeul ofensat s-a împăcat cu o vinovată. Și ofensa care am produs lui Dumnezeu s-a stins în sângele lui Hristos. Când Dumnezeu a văzut sângele lui Hristos, mânia a fost sucativată în suferința, în jertfa lui Iisus Hristos. Și datorită crucii, Domnul mă poartă și vrea să mă mai poarte. Nu că bun, ci că Hristos a făcut totul pentru mine. E gata să recunoști asta? Să spui, nu mă bazez pe meritele mele, nu mă bazez pe ce am făcut, mă bazez numai pe harul tău, Doamne. Monument al harului tău, Doamne. Și dacă un tată pământesc poate să aibă atâta dragoste față de un fiu care i-a făcut rușine, cu atât mai mult Dumnezeu care îți vorbește astăzi, indiferent cum te-a tăvălit satana pe jos, indiferent cum te-a călcat în picioare, ascultă-mă, te, te, uiți la Hristos. Dragostea lui Dumnezeu n-a încetat pentru tine. Dumnezeu nu-i nervos pe tine. Dumnezeu vrea să te ridice, te-am purtat și vreau să vă mai port slăvi să fie Domnul. Crezi lucrul ăsta? N-ai nicio șansă. Uite-te la Hristos. Acolo e bunătatea la maxim. Atât de mult. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cât? Atât de mult. Încât ce? L-a dat pe Iisus Hristos. Să vină să moară pentru noi. O, lăuda să fie Domnul. Deci uitați-vă la Moise. Moise, cel mai blând om de pe fața pământului. Da, da. Da, odată o zis, Doamne, și ce? Nu i-am eu poporul. Mai du-l tu, eu nu-l mai duc, o zis. Numer 11. Cu 13. Deci e Biblia așa cu 12. <coughs> Oare eu am A Auzi ce zice Moise. Omul la blând. Sora e bună. Fratele la bun. Da, da. Muturul rupi căputul. Mâța blândă zgârie rău. Doamne, ce oameni deosebiți. Dar stai să vezi. Că toți au limitele lor. Oricât de băiat bun și fată bună ești, toți au limitele lor. Moise, cel mai blând om, se enervează și zice, da, Doamne, dar eu am făcut poporul ăsta. Eu l-am născut. Tu îmi spui să-l port la sânul meu cum poartă doi ca pe copil? Dar eu trebuie să-l port. A lui Doamne. Deci Moise nu mai poate. Și Domnul zice, uite-te la Moise. Uite-te cum au zis. Că nu, nu, nu el l-a făcut. Israele, nu Moise te-a făcut. Nu Moise te-a născut. Și Moise se enervează, zice, poartă tu, nu mai pot. Și când nu mai poți tu, poate el. O renunța Moise. O renunțat atâți alți profeți. Că Israele, eu n-am renunțat la tine. Te-am purtat pe brațe. Și vreau să vă mai port. Când tata și mama te părăsește, Psalmul 27, zice Biblia, Domnul ce face? Mă primește. E în Biblie, Psalmul 27. Psalmul 27. Să vedeți, când și părinții zice, gata, nu mai pot, gata. E bine, că Dumnezeu e mai bun ca tata și mama. Versetul 10 că tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Dar Domnul zice, zice stare mai vreau să te port. E mai bun Dumnezeu ca tata și mama, zice stare. Am fost zile trecute la Știleu, pe stadion, acolo am făcut evanghelizare și era un băiat care coordona. Zic, că trebuie câți ani ai? Zice, 21 de ani. Și cum de a făcut asta? Păi zice, am zis că să mai ieșim afară de trei ani, noi tineri punem ba bani de la noi așa, biserica ne ajută un pic, dar noi de la noi și organizăm. Noi invitați și pe biji, pe toți, în fin. Să eu, fain. Dar zic, tu cum te-ai întors la Dumnezeu? în familie de pocăiți? S-a părut așa, tip, așa vânos pentru Domnul. Frate, numai de trei ani sunt întors. <coughs> și cum? E o poveste mai lungă, zice către mine. Te invit la voce evanghelie, zic. Dar zic așa, în mare. Zice, tată și mami, nu-ți pocăiți. Eu, zice, de trei ori am fost în coma alcoolică. Am fost DJ la Untold, la Cluj. Deci, sus, băiatul. Le-am făcut pe toate. Și ce ai? Au zis ceva? Predică? Eu zice, nu. După ce am ieșit în coma alcoolică, te simțeam vocea lui Dumnezeu. Trebuie să te schimbi. Vreau să te mântuiesc. Trebuie să te schimbi. Și după ce le-am făcut pe toate și m-am dus la concertele alea păcătoase și distram turmele de capre. M-am întâlnit cu Isus Hristos. Mi-a zis în coleg, hai mă la biserică, mă, hai mă la biserică. Și acum ascultat, m-am pocăit. Tata și mama m dat afară. Și stau, zice, ce aștileu, în chirie. În timp ce părinții sunt casă. Da. Când tatăl și mama te părăsesc. Da, din pricina lui Hristos. Domnul ce face? Te primește și te faci un organizator prin care apoi oamenii se întorc cu fața spre Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu nostru. Te-am purtat. E mai bun ca tata și mama. Te-am purtat. Și vreau să vă mai port. Lăudați să fie Domnul. Amin? Dar și deci, Biblia, te port deci, de la obârșia ta și până la cărunțelele tale. Să aduce aminte Israele la obârșia ta când erai neajutorat. Să aduci aminte cum te-am purtat pe brațe. Erai acolo în Egipt în cuptorul ăla de fier și ți-am promis că te scot pe aripi de vulturi. Atunci erai în formare ca popor. De la nașterea ta ai văzut puterea mea. Și acum zici după atâtea mii de ani ai cam îmbătrânit. Dar ascultă-mă, o să te scap și de aici. Israel ai cam îmbătrânit. O să ia șapte cu nouă, zice Biblia așa. O să ia șapte cu nouă. Niște străini mănâncă puterea. El nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea. Efraim deja e bătrân, dar zice, ascultă-mă, de la Egipt și până la Babilon, de la nașterea ta și până la cărunțele tale, ascultă-mă. Eu nu mă schimb, tu te-ai schimbat și, Doamne, cât mai provocat, dar ascultă-mă, dacă mama își va uita copilul, eu cu niciun chim nu te voi uita. Spuneți mi mare Dumnezeu. Asta înseamnă dragoste necondiționată. O dragoste constantă. Dumnezeu care rămâne același. Dumnezeu al tinereții, al bătrâneții, al prunciei, al vârstei mijlocii. Prin toate încercările, prin toate ispitele, Dumnezeu promite, vezi că sunt acolo. Sunt acolo să te ajut. Nici o nu te ajung să fie peste puterea ta, ci împreună cu ispita fiate. Eu sunt acolo și găsesc mijlocul prin care să poți să ieși, prin care să o poți răbda. De ce? că să acolo lângă tine, mă, când tu zici că nu mai, gata, gata. Și în neliniștea ta ziceai, orice om este înșelător. În neliniștea ta, nu prin Duhul Sfânt ai zis asta. Nici nu mă mai joc, gata. De câte ori n-ai vrut să te lași de credință? De câte ori n-ai vrut să abandonezi credința? Și totuși a fost cineva acolo, Duhul Sfânt. Hai, hai, tu poți. Hai, ridică-te, mă. De ce? Pentru că te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. O să vreau să văd ce rugăciune de mulțumire o să facem la adresa lui Dumnezeu. Un om mulțumitor are un ospăs necurma, spune Biblie. Să spui, Doamne, cum o zis Nicolae Moldoveanu, care era mai sfânt ca toți la oaltă aici, o zis, Doamne, numai harul Tău mă ține. Prin ispitele haine, peste tot Iisuse, Doamne, numai... Eu cred că trebuie să ajungem la nivelul zero ca să putem să spunem asta. Dacă nu poți să spui că nu haru, înseamnă că ai ceva piscuri de Himalaya, de mândrie. A trebuit să ajung la nivelul zero în care să spui, Doamne, dacă sunt picioare, Doamne, în umblarea mea prin lume, prin ispitele haine, peste tot și Doamne, zice stare, brațele tale și vreau să te mai port, zice, măcar că mai dezamăgit, măcar vreau să te mai port vin de la mormântare de la Ineu, între programe Sora Jurge Veronica, soția fratelui Pavele, fratele care are o voce extraordinară de a cânta, a murit 68 de ani de zile. Și le spuneam acolo, găsă Dumnezeu nostru, te-am purtat de la naștere până la bătrânețe și apoi zice, continui eu. Și până ajungem în brațele lui Isus Hristos. Așa ne poartă Dumnezeu de grijă. El nu ne lasă. Deci primul mesaj este nu te teme, Israele, nu te teme de bel și nebo, te teme de închipuiri și de bolovan, nu te teme de nimic. Eu sunt cu tine, izgonește de niștea. Eu sunt cu tine, nu, nu, nu ceda la insultele satanei, nu ceda. Doi, îți mai bun ca o mamă. Mama te duce câțiva ani, eu până la bătrânețe, îți mai bun ca o mamă. Și trei. Și ultimul lucru. Te voi ajuta să perseverezi până la moarte. Așa zice Biblia. De la nașterea ta și până la cărunțelele tale. 46 cu 4. Eu voi fi același. Cum e Dumnezeu? Zice, stare. Neschimbător, așa e? Dumnezeu nu se ia după sentimentele noastre. Nu. No. Că dacă s-ar lua după sentimentele noastre. Nici noi nu trebuie să ne luăm după sentimentele noastre. Deci El e același. Până la cărunțele tale. Bă, Gabi, până la cărunțele tale. Am 41 de ani. Trebuie m-am speriat într-un video când mi-am văzut firele albe unele. Soția să nu mă vopsesc. <laughs> mă cu <tinctură> naturală. <laughs> Deci până la cărunțelele tale, zice, eu voi fi același. Și ce înseamnă pentru mine asta? Filipeniul cu șase. Eu cred în perseverarea Sfinților până la moarte. Deci dacă naștere până la cărunțele. Uite ce zice Biblia. Cu toții și sunt încredințat ca acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până pici. Și apoi Dumnezeu te lasă la mijlocul drumului. Așa zice Biblia. Zice stare. Până. Până când? Până în ziua lui Isus Hristos. Până la cărunțelele tale. Frați și surori, noi credem în siguranța mântuirii. Amen. Iuda, versetul 1, zice Biblia așa. Iuda, cu toții și. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov. Către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și acum și păstrați! Știe Dumnezeu să-și păstreze pe cei chemați pentru Isus Hristos, da sau nu? Poate Dumnezeu, frați și surori, de la naștere și până la obârșie? Repet, dacă ar ține mântuirea cum mă ține eu cu în două mâini de Dumnezeu și cred că trebuie să fie și partea noastră. Vreau să vă spun că eu era de mult out dar știi ce a făcut Dumnezeu? O zis, nu te lasă. zice. Unde scrie asta în Biblie? <laughs> și de ce îmi place mie să citesc Biblia? Eu nu citesc nicio carte mai mult ca Biblia. Nici pe departe, n-are o să vorbim. Trebați pe soția și copii. 95% citesc Biblia. Restul e pe lângă. Deci așa. Psalmul 73 cu 21. Atât de mult îmi place sinceritatea acestui om că abia aștept să-l văd în ceruri. Asaf. Versetul 21. Când mi se amăra inima. <laughs> și mă simțeam străpuns în măruntaie. Și ziceam, nu-i corect, dar de ce? Degeaba mi-a spălat mâinile. Deci Biblia, uite, cum, uite ce sincer e omul ăsta. Eram prozice. Și eram fără judecată. Eram ca o bestie înaintea ta. Mergeam pe bază de instincte. N-aveam gândire dovnicească. Și acum ascultați. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Și acum, tu m-ai apucat de mână. Tu când ai văzut că vorbești și că pe topogan în jos, zice. Doamne, tu când ai văzut că prost și fără judecată și că gata să merg ca o bestie până spini, Zice, domnul, uite, harul meu, zice, te păstrează. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă și o zice, mă, nu ți-e dus nicăieri, mă, că ești meu. Ți-am dat viața veșnică, ești în mâna mea, Ioan 10, și din mâna mea, zice stare, nimeni nu te smulci. Și m-ai apucat. Da, dacă, dacă era eu după mine să mă țin de tine, Doamne, eu eram ca o bestie. Eu am avut grijă de vaci când eram la Poiana Tășat în vacanțele de vară. Și vă spun că bestiile astea, de vacile astea, vor să fugă de tine. Să bagă prin cei mai mari spin. frate, sunt nu te poți băga. Și ia coada în sus și tungi o Deci ce poți băga. E animal! Și zice Biblia, eu eram ca și vacile alea, ca boi ăia, zice. Eram gata, gata să mă prăpădesc! Dar tu ai pus bolovani în fața mea. Cum o zis Osea? Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Păstrat pentru Isus Hristos. O lăuda să fie Domnul. 1 Petru, 1 cu 5, zice Biblia așa, cu patru chiar. 3. Zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, cu toții și, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde de care? Vie! Și la o moștenire care să strică când păcătuiești, gata. Dumnezeu termină cu Nu. Și neîntinată, care nu se poate, zice stare. Și păstrată pentru cine? Pentru voi. Unde? În ceruri. Are Dumnezeu pentru noi păstrată, pentru noi, care de multe ori greșim, dar de ce? Uite, te mă să pocăiești, mă. -te -te. Uite, nu las, mă. Băi, am meu, mă, cu mâini, mă. Până la bătrânețe. Te-am purtat pe brațe și vreau să te mai port. Lăuda să fie Domnul Isus. Lăuda să fie Domnul Isus Hristos. Spărge îmi spunea că un creștin, imaginați-vă pe un vapor. Poate să cade de mai multe ori pe punte, dar nu poate dincolo de bord să cadă în ocean. De ce? Ești născut dintr-o sămânță, spune Petru, care nu poate putrezi. Hristos te păstrează. Până la bătrânețe, zice Biblia. Eu sunt același. Uitați-vă ce zice Petru, 1 Petru, capitolul 1, zice Biblia așa, versetul 28. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi. 1 Petru 1 cu 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță, gata, nu mai e reversibil. Nu e mai reversibil. Ați fost născut dintr-o sămânță care, ci dintr-una care nu poate, zice sare, Putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este cum, viu și care rămâne în viață. De la nașterea ta, Israele, și până la bătrânețea ta. Dacă ești născut din Dumnezeu, ascultă-mă. Ai căzut poate de multe ori, dar Domnul vrea să te ridice. Domnul nu a renunțat la tine. Și mă rog, ca astăzi această învățătură a perseverării, a păstrării Sfinților în Har, să-ți aducă multă mângâiere că Dumnezeu te-a portat și Domnul vrea să te mai poarte. Lăuda să fie Domnul. Dar frate, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, dacă noi, E adevărat. Sunt multe avertismente în Sfânta Scriptură, sute de avertismente. Dar toate avertismentele astea trebuie să le iei ca mijloace prin care noi, cei aleși de Dumnezeu, vom persevera prin toate încercările și toate necazurile. Sunt moduri prin care Dumnezeu ne le pune în față, ca niște propte pe care să le luăm ca să mergem pe cale până în veșnicie. De aceea, în această seară, te uiți la un Dumnezeu care promite de la nașterea ta și până la bătrânețea ta. Te-am purtat și vreau să vă mai port. Frați și surori, eu mă declar un monument al Harului. De n-ar fi Harul tău, doar Harul tău. Știți cântarea? Doar Harul tău. Numai Harul Domnului ne ține. De aceea în seara aceasta aș vrea să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu.